articol cele mai tari glume și meme.3.i. Despre scandalul lui Ciprian Marica, ce punct ai selectat pe declarație când ai făcut deplasarea semnul întrebării / ai n-ai mingea? Tot marchez Ciprian Marica este din nou în atenția tuturor românilor și datorită vreunei performanțe sportive, ci pentru că a fost prin în flagrant cu nevasta prietenului său, Florin Muntean. Soțul înșelat a dat publicității filmul cu Ana Muntean și Ciprian Marica din camera de hotel, filmuleț care s-a viralizat în doar câteva ore. O serie de glume și meme.3.i. La adresa lui Marica au apărut pe internet. Printre cei care au glumit pe seama acestei situații se numără și Micustu, care a rămas uimit de clamul de care a dat dovadă Florin Munteanu în momentul în care și-a prins soția cu unul dintre prietenii săi. Comediantul a postat un mesaj ironic la adresa bărbatului înșelat și a stârnit o serie de reacții amuzante. Citește și relația explozivă a lui Marica cu Bianca Drăgușanu. De ce ai făcut asta? Cât calm, bă băiatule! Eu mă enervez când îmi ia cineva un cartof din farfurie. Da, păi, cântă Marica gol. A scris Micuțu pe pagina personală de Facebook. Citește și ce nu s-a văzut în conflictul Marica Muntean. I-ai dat-o bine. Internauții au apreciat mesajul postat de Micuțul și au reacționat în consecință. Finalul e epic. Cel puțin de Champions League, ce frumos i se puncta închis liftul în fata lui doamna Ana Simanole, a văzut-o la fel pe Ana când a aplicat ultima mistrie de ciment, virgulă, când dă sau când este gol, că n-am înțeles exact. Culmea e că sunt tot împreună, soțul și soția sunt doar câteva dintre comentariile internauților. Citește și, Andrei a murit în Italia la doar 27 de ani. Medicii români îl credeau nebun, cei italieni au descoperit că are o tumoare pe creier. Cele mai tari glume și meme.3.i. Despre scandalul lui Ciprian Marica, ce punct ai selectat pe declarație când ai făcut deplasarea semnul întrebării / ai n-ai mingea? Tot marchez Ciprian Marica a ajuns din nou în atenția publicului după ce aseară a fost prins în camera de hotel cu Ana Muntenau, soția lui Florin Munteanu. Soțul înșelat i-a filmat pe cei doi și a dat publicității filmulețul care a stârnit hazul internauților. Cireașa de pe tort a fost pusă chiar de Marica, care în plin scandal a postat pe pagina sa de Facebook un lung mesaj despre patriotism. Postarea golgheterului naționalei nu a fost citită până la final, mulți recunoscând că au intrat pe pagina lui Marica doar pentru a citi comentariile care sunt cu adevărat spumoase. Citește continuarea aici.